noi oameni, și atunci, și astăzi, și întotdeauna, greu ne bucurăm de binele celuilalt. Și repede suntem justițiari și mergem pe principiul lui political corect atunci când e vorba de cel de lângă noi, de celălalt. Repede luăm la întrebări, facem pe corecții, pe drepții și pe oneștii când e vorba de cel de lângă noi. Repede căutăm să îl sancționăm și să-l amendăm pentru orice derapaj sau greșeală, ori gafă ar fi comis-o. Așa suntem noi oamenii. Mai greu când să ajuți, poate declarativ mai repede, mai ușor, dar faptic mai greu. Însă când e să-l întrebi pe unul cum a făcut ăla, ce a făcut ăla, cum s-a vindecat, cum de-a reușit, dar de ce? Că doar știm noi cine era și cum era înainte, cum a reușit. Adică repede avem această ispită, tendință, ori tentație de a face pe judecătorii atunci și acolo unde chiar nu este cazul. Din pericopa evanghelică de astăzi, unde vedem că El s-a dus după Mântuitorul, s-a dus să vadă cine este Cel care i-a spus lui, ia-ți patul tău și umblă, și care practic l-a vindecat. Cum și noi trebuie să verificăm și să insistăm și să venim la biserică și a doua, și a treia, și a zecea oară. S-a dus și s-a reîntâlnit cu El. Cum și noi, ori de câte ori vom veni aici, întotdeauna ne vom întâlni și reîntâlni cu El. Și atunci El s-a lămurit. Și mai mult decât atât, Hristos l-a răsplătit a doua oară, dezlegându-L pe El de toată neputința sufletească, de orice păcat putea fi cuprins, ori de orice patimă. Și iată, apoi El întărit și dezlegat de orice neputință, se duce și mărturisește și îl propovăduiește pe Hristos și le spune: acela, iată, mi-a spus așa, 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 a făcut cu mine așa, așa, așa. Acela este Cel care m-a dezlegat și Cel care m-a tămăduit și Cel care m-a vindecat și Cel pe care voi îl contestați și căutați să-l prindeți tot timpul în cuvânt și în fapt. Că de fapt unii îl împresurau ca să-l urmărească, nu ca să se folosească de cuvântul și de învățătura ori de minunile sale. Ca așa suntem noi până astăzi. Ne place, avem această ispită de a fi ușor circumspecți, de a suspecta. Mai ales în lumea de azi, în vremurile de azi, când încrederea cam dispărut, neîncrederea este peste tot, repede, nu zice nimeni să nu fim precauți, să nu fim prudenți, să nu fim vigilenți. Dar uneori suntem mai catolici decât Papa, cum este această expresie. De ce? Pentru că noi nu suntem cum trebuie așezați. Noi nu suntem cum trebuie lămuriți. Noi nu suntem cum trebuie vindecați, tămăduiți, clarificați în relația noastră cu Hristos. Mai avem noi încă lacunele noastre, scăderile noastre, neputințele noastre, lipsurile noastre. Și atunci, prin prisma noastră, îl vedem și pe celălalt cu scăderi, cu lipsuri, cu neputințe. Și bineînțeles, în dreptul lui se amplifică. Îl vedem mai rău decât noi. Deși poate noi, de cele mai multe ori suntem noi mai răi decât ceilalți. Însă, din pericopa evanghelică de astăzi, aș vrea să reținem, între multe alte învățături, următorul aspect. Doamne, nu am om. Dumnezeu lucrează în oameni și prin oameni. Este trist, este dureros să auzi pe cineva spunând: n-am pe nimeni, sunt singur, nu pot face, n-am cum merge, n-am cum mă deplasa, sunt bolnav, sunt în vârstă, am atâtea boli, atâtea neputințe, mă doare una, mă doare alta, am afecțiune, am frici, am temeri, mi-e frică să ies, să nu cad, să nu... Mi-e teamă, că n-am cine mă duce, n-am cine mă ajuta, n-am cine mă însoți. Nu am om. Zilnic se consumă și se trăiesc asemenea drame personale a oamenilor singuri care nu au om. Și atunci noi trebuie, chiar trebuie să venim în întâmpinarea acestor oameni și să fim pentru ei omul de care ei au nevoie. Cu un cuvânt, cu o mângâiere, cu o rugăciune, cu o faptă, cu un pahar cu apă, cu o îmbrățișare, cu un zâmbet, cu o vorbă bună, cu un cuvânt cald. Că nu ne cer săracii lumea,
și nici luna și nici soarele sau luna de pe cer sau soarele, ci ne cer strictul necesar sau ar avea nevoie de strictul necesar, de lucruri indispensabile, absolut inerente și al minteri comune pe care le știm toți. Și totuși, în vâltoarea noastră, în stresul nostru zilnic și în graba noastră cotidiană, trecem sărmanii noi pe lângă sărmanii ei, fără să-i vedem, fără să ne dăm seama, fără să-i observăm, fără să-i băgăm în seamă. Și sunt atâția oameni singuri care nu au om. Și credința creștină, drept slăvitoare, ortodoxă și învățătura bisericii și biserica ca și comuniune, ca și comunitate, se află în frățietate, în comuniune de oameni, nu în singularitate, nu în izolare, nu în egoism, ci în altruism și în filantropie și în iubirea și cercetarea semenului și a fratelui nostru. Vedeți, acest paralitic n-a avut om, dar a venit Dumnezeu și l-a cercetat direct El. N-a avut om care să-l arunce în scăldătoare imediat după tulburarea apei de către un înger, care, odată cu tulburarea, aducea tămăduirea pentru încă un bolnav. Dar a venit Cel care este stăpânul la toate, Cel care este izvorul vieții și al nemuririi, izvorul sănătății și al tămăduirii, și l-a tămăduit pe El, El care era și care este doctorul trupurilor și al sufletelor noastre, ale tuturora. Vedeți, pericopa evanghelică de astăzi mai reflectă un aspect. Să nu ne punem nădejdea în oameni, să ne punem nădejdea în Dumnezeu. În fond și la urma urmei, la mâna Lui și la mila Lui suntem cu toții. Când omul te părăsește, sărmanul, te abandonează, te uită, te ignoră, Dumnezeu vine, te cercetează și te salvează. Te izbăvește, te răscumpără, te apără, te mântuiește, te sfințește, oricine am fi, oricând, oriunde. Până la urmă, vedeți, la El trebuie să ne punem toată încrederea, în El toată încrederea și toată nădejdea, fără a ne comporta în izolare cu semenii noștri sau în dispreț față de ei sau în circumspecție și suspiciune, a nu avea încredere niciodată de fel, dar a nu ne pune toată încrederea. Aici este nuanța și diferența. Toată încrederea să ne punem în Dumnezeu, încredere în oameni, însă toată încrederea în El, unul Dumnezeu, căci El niciodată nu ne va înșela. El niciodată nu ne va amăgi, niciodată nu ne va dezamăgi. De aceea, pericopa evanghelică de astăzi arată ce mult, ce important este să avem om care să ne scoată, să ne ajute, să ne salveze, să fie acolo, lângă noi și cu noi în momentele de încercare, de boală, de suferință, de supărare sau de strâmtorare. Și, asta un aspect, al doilea, atunci, mai ales atunci, însă nu numai atunci, nu doar atunci, să ne punem toată încrederea și nădejdea în Dumnezeu. Lui să-i cerem ajutorul. În calea și în întâmpinarea Lui să venim, căci El de fapt este în calea și în întâmpinarea noastră și ne așteaptă pe noi. Aici paraliticul a așteptat 38 de ani. Pentru el a intrat Hristos în scăldătoare. N-avea de ce să intre, n-avea altă treabă, nu avea alt motiv, altă rațiune. El avea de mers la templu. Dar până să ajungă la templu, el a săvârșit liturgia fratelui. Liturgia ajutorării și vindecării celui care avea nevoie de el, celui care era bolnav, de o viață de om, 38 de ani, o viață de om. Și s-a dus și la tămăduit și apoi s-a dus și la templu, căci după aceea, cronologic vorbind, și bolnavul, paraliticul vindecat s-a dus la templu și l-a întâlnit acolo pe Hristos, el era acolo. L-a însoțit, l-a urmat, a mers după el. Pentru că și noi, față de binefăcătorul nostru suprem, Hristos, Dumnezeu cel adevărat, trebuie să avem recunoștință,
să-L urmăm pe El, să ne însoțim cu El, să ne înveșnicim cu El și, bineînțeles, să avem recunoștință și față de toți ceilalți binefăcători noștri, să-I urmăm pe ei și să le mulțumim lor și să ne rugăm pentru ei și să-I pomenim pe ei. Deci, nu am om, dar L-am pe Dumnezeu. Bine este să L-am pe Dumnezeu și să am și om. Până la urmă trimite Dumnezeu om, pentru că El lucrează prin oameni. Dacă L-am pe El, am totul. Dacă nu L-am pe El, n-am nimic. Pot să am toată lumea. Toți oamenii la oaltă, toți oamenii la un loc, nu fac nimic, nu reușesc, nu realizez nimic. Dacă L-am pe El, pot să n-am pe nimeni, că de fapt am totul. Aici este. În cine ne punem încrederea? În cine ne punem în nădejdea? De cine ne atașăm? Și să învățăm din această pericopă evanghelică că noi suntem chemați să fim oameni pentru ceilalți, pentru semenii noștri, pentru frații noștri, pentru apropiații noștri. Să ținem minte că omul singur cade sărmanul pradă disperării și deznădejdii. Nu veți găsi niciodată un sinucigaș care să facă acest fapt necugetat și necuvenit în preajma altor oameni, ci când este singur, numai El singur, în toată disperarea și în toată deznădejdea Lui. De aceea, sunt situații când poate avem mustrări de conștiință sau avem acest regret, măi, dacă eram acolo, nu făcea cu tare lucrul respectiv. Dacă eram lângă El, dacă puteam să fiu acolo, să fi intervenit, îl salvam, îl ajutam, îl scoteam din... Dar n-am fost. Noi trebuie să fim prezenți. Noi trebuie să fim alături de cei care au nevoie. La cum curge sau evoluează sau decurge societatea, vor fi tot mai mulți oameni singuri. Tinerii ori nu se mai nasc, ori sunt plecați, ori nu mai dau naștere la copii. Nu, scăderea demografică e accentuată. Vârstnicii sărmani rămân mult singuri. De aceea noi trebuie să ne organizăm, să-i ajutăm, să le venim în întâmpinare. Că printr-un asemenea om, Dumnezeu ne trimite prilej de pocăință, prilej de îndreptare, prilej de săvârșirea faptei celei bune și mai ales prilej de dobândire a mântuirii noastre. Și dacă îl ajutăm pe respectivul, ne bucurăm de toate aceste binecuvântări. Dacă nu, e riscul să ratăm mântuirea noastră. De aceea, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca din pericopa evanghelică să învățăm așa. Vitezda este biserica, biserica, pridvorul împărăției lui Dumnezeu, pridvorul vindecării și tămăduirii noastre de toată boala și de toată neputința, spitalul cel duhovnicesc și trupesc și sufletesc al nostru. Hristos vine aici spre a se întâlni cu noi, cel paralizat de multe păcate, cel gârbovit de multe neputințe, cel slăbănogit de multe suferințe, vine să mă tămăduiască pe mine, să mă vindece, să mă dezlege de toată boala și de toată neputința, să-mi dea patul cu care să pot umbla, în sensul că sunt drept pe picioarele mele, că sunt sănătos și că îmi pot lua viața de aici încolo, în propriile mâini și pot trăi binecuvântându-L pe Dumnezeu. Apoi, să învățăm că trebuie să ne ajutăm între noi oamenii, să avem om, să avem oameni, ce mult contează. Vedeți, fiecare în viețile noastre am avut la un moment dat oameni providențiali, care datorită unui gest al lor, a unui cuvânt al lor, a unei recomandări al lor, a unei fapte al lor, noi am ajuns ce am ajuns. Noi suntem cine suntem. Sunt oamenii providențiali în care și prin care a lucrat Dumnezeu în viețile noastre ale fiecăruia. Fiecare trebuie să fim providențiali pentru ceilalți de lângă noi, să ne ajutăm, să ne ajutăm unii pe alții. Dar unde nu e om, oricum este Dumnezeu. În El să ne punem toată încrederea și toată nădejdea, că El nu lipsește niciodată de nicăieri. Și apoi să mai înțelegem ceva, că după ce ne-am vindecat, trebuie să ne întâlnim din nou, să ne reîntâlnim cu Hristos, să-L urmăm pe El, să ne însoțim cu El. Și unde o vom face? Tot aici,
întorcându-ne în templul slavei sale, cel făcut de mâini omenești în biserica cea sfântă. Aici, fiindcă aici este locul întâlnirii noastre cu El. Și de aici, așa, să ne însoțim și să ne înveșnicim cu El, ca pururea să rămânem cu El. Niciodată să nu ne mai îmbolnăvim și niciodată să nu ne mai despărțim, îndepărtăm sau înstrăinăm de El. Ca astfel, rămânem cu El, să ne bucurăm încă de aici pe pământ, dincolo în ceruri, în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.